În grădina de vară a Căminului Cultural din Giroc, județul Timiș, s-a desfășurat marțea aceasta cea de-a 6-a ediție a festivalului În glas de toacă. Evenimentul a fost organizat de Arhiepiscopia Timișoarei în colaborare cu Centrul de Artă și Cultură al județului Timiș și Primăria Giroc. Ne-am propus să ducem mai departe sunetul bătăii de toacă, să învățăm pe cei din jurul nostru să bată toacă așa cum trebuie și să înțeleagă că atunci când bați toaca, trebuie să fii aproape de Dumnezeu. Sunetul de toacă îl regăsești adesea în tinda bisericii, în pragul mănăstirilor și cu siguranță că reprezintă chemarea credincioșilor, a creștinilor la biserică, la închinare și atunci sigur este o alternativă la clopot, dar nu exclude clopotul. De la an la an acest festival este tot mai îndrăgit de către publicul auditor și sperăm ca în viitor să devină un fel de școală, un fel de centru pilot a repunerii în sufletele oamenilor a sunetului de toacă prilejuit de ceremoniile religioase ale învierii Domnului Hristos. La eveniment au participat copii și tineri din cuprinsul Arhiepiscopiei Timișoarei, iar pentru prima dată au fost prezenți și copii din localitatea Micherechi din cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Am venit cu doi copii români din Ungaria, ca reprezentanți ai tuturor românilor din Ungaria la festivalul acesta. Și prezența noastră aici vrea să arate că și românii din Ungaria știu să își păstreze tradițiile, atât cele bisericești, cât și cele culturale. Cea de-a 6-a ediție a festivalului a fost încheiată de corala Girocianca, care a interpretat mai multe cântări specifice postului mare.